Eclare de casă, cu cremă de vanilie și glazură de ciocolată, eclare cremoase și delicate, rețeta de nota 10 ingrediente necesare pentru cremă. 3 pahare lapte, o ceașcă zahăr, plus 2, 3 linguri dacă vă place mai dulce, 2 linguri făină, o lingură amidon de porumb, un gălbenuș, un plic zahăr vanilat, o lingură unt, 200 grame ciocolată cu lapte pentru glazură, ingrediente necesare pentru aluat, 50 grame unt. 250 ml apă, un praf de sare, 150 grame făină, 4 ouă, un sfert linguriță praf de copt. Mod de preparare: Pentru cremă, turnăm laptele într-o oală. Adăugăm făina, amigonul, zahărul și gălbenușul. Mixăm bine și punem oala pe foc mediu până crema se îngroașă. Mixăm untul spumă împreună cu zahărul vailat după care adăugăm și crema și omogenizăm. Acoperim suprafața cremei cu folie alimentară și o lăsăm să se răcească. Pentru aluat, topim untul într-o oală mai mică. Adăugăm apa, un praf de sare, făina cernută împreună cu praful de copt și amestecăm continuu până obținem un aluat omogen și neted. Lăsăm aluatul să se răcorească după care încorporăm în el, treptat, câte un ou. Transferăm aluatul într-un poș și formă cojile pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Dăm tava la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru 25 de minute. Este foarte important să nu deschidem ușa cuptorului în primele 15 minute. După ce cojile se răcesc, tăiem fiecare în jumătate și umplem cu cremă. Glazure clerele cu ciocolată topită pe baie de aburi. Să cu poftă! Poftă bună! Abonați-vă să rămâneți la curent cu rețetele noastre, apreciați și distribuiți!